a avut convingerea că arta are capacitatea unică de a îmbogăți viața oamenilor, iar atitudinea lui s-a reflectat în toată creația. Nicolae Tonitza a fost o personalitate activă și implicată, permanent prezentă în viața artistică a Bucureștiului. A fost teoretician și jurnalist și a participat la numeroase expoziții cu lucrările sale. Pictura lui este caracterizată de un lirism cald și de o mare putere de expresie, obținută din intensitatea luminoasă a culorilor pe care Tonitza le-a preluat de la Lucian. Într-adevăr, Tonitza este considerat continuatorul operei lui Lucian, care l-a impresionat și inspirat profund. Nicolae Tonitza a fost o personalitate complexă, pictor, grafician, jurnalist, critic de artă și profesor. Se înscrie printre cele mai mari personalități artistice ale României, lăsând în urma sa o operă eternă prin sensibilitatea mijloacelor plastice și prin mesaj. Tonitza a avut o viață plină despre care s-a scris enorm. S-a născut la Bârlad în 1886. La vârsta de 16 ani s-a mutat la Iași pentru a studia la Școala de Bele Arte, unde l-a cunoscut pe viitorul său coleg și prieten apropiat, Ștefan Dimitrescu, alături de care mai târziu a pus bazele societății artistice, grupul celor patru. Pregătirea de pictor și-a continuat-o călătorind prin marile orașe ale Europei, mai întâi la München și apoi la Paris. Întors în țară, în 1911, a avut parte de cea mai zbuciumată perioadă din viața sa. După ce s-a căsătorit și a avut doi copii, pe Catrina și Petru, a trebuit să renunțe la pictură pentru câțiva ani ca să poată să își întrețină familia și a lucrat ca redactor la ziarul Iași. În 1916, după intrarea României în Marele Război, Tonitza a fost mobilizat și trimis pe front la Turtucaia, experiență care l-a marcat profund și care s-a reflectat în sensibilitatea față de suferința umană, pe care deseori o expune în pânzele lui. După război, va începe cea mai prolifică perioadă din cariera sa. A pictat peisaje, flori, naturi statice, portrete de copii și nuduri, toate într-un spirit absolut modern, care denotă o latură extrem de optimistă a lui Nicolae Tonitza. A avut convingerea că arta are capacitatea unică de a îmbogăți viața oamenilor, iar atitudinea lui s-a reflectat în toată creația. Inclusiv astăzi, capetele frumoase de copii pictate de Nicolae Tonitza sunt unele dintre cele mai întregite figuri din arta românească. Lucrarea În Iatac este un exemplu al maturității artistice a lui Nicolae Tonitza. Nudul văzut de la spate, cu o linie de o feminitate și o cursivitate extraordinară, este asociată cu planuri de culoare pură, care denotă intimitatea unei camere. Această lucrare deține recordul pe piața lui Nicolae Tonitza de 290.000 de euro, adjudecată în licitație la București în 2011. Nicolae Tonitza are un loc special în arta românească, dar mai ales în conștiința publică, fiind unul dintre cei mai iubiți pictori români. Este colecționat și în România, dar și în afară, de către iubitorii de artă. Aproape 40.000 de oameni au venit să-i admire lucrările în 2019 la Art Safari, la cea mai mare retrospectivă a operei sale din ultimii 50 de ani.